Nice to meet ya. Stepping foot, Risa. Christian Dior. What's up, babe? Sandra din aici pe zonă, nu singură, ci cu o surpriză ca de fiecare dată. E bine, pentru asta am nevoie de un outfit perfect pentru ceea ce urmează. Și iată că am outfitul perfect și, da, urmează să vă arăt surpriza aceea pe care am menționat-o adineaure. Ei bine, astăzi o să învățăm câțiva pași din celebrul challenge pe piesa lui J Balvin în colaborare cu Skrillex, In the Ghetto. In the Ghetto. Prima mișcare, încrucișați mâinile, stângul vine în față, dreptul în spate și începem. Cum ne scuturăm umerii, stăm ușor flexați și față. Simplu, nu? Mișcarea numărul 2. Totul se desfășoară în mers și stau cu pace în cartier în timp ce fac clătite. Și facem așa. Pace, fac clătite. Pace, fac clătite. Dau cu pace, fac și clătite și mai și merg. Simplu. Mișcarea numărul 3. Se numește cangurul după 3 luni sau după câte luni vreți voi în România. Și ne întoarcem în săritură. Ducem mânuțele la frunte, stăm ușor flexați cu posteriorul în spate, fetelor, da? Și începem. Și în același timp, pentru că al nostru cangur se reîntoarce în țara lui, este fericit, gen liberă la mare. Well, guys, acestea au fost mișcările de dans. Acum cred că urmează binecunoscutul challenge, nu? Cap-coadă. Ahí. Todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. Todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron. Acum că am învățat și pașii ăștia cool, nu rămâne decât să fiți pe fază în perioada 11-15 noiembrie în magazinele Buzz și pe buzzsneakers.com. Și da, profitați din plin de reducerile de până la 50% puse la bătaie de Black Friday. Și hai repejor să vă faceți outfit-ul la cool și nu uitați să duceți mai departe challenge-ul de astăzi. Da, și dați Tag UTV și Buzz Sneaker Station, nu de alta, dar am vrea să vă vedem și noi challenge-ul. That's it! Simplu, nu? Succes și enjoy!